Azi la Giurgiu au sosit într-un schimb de experiență trei dascăli din Turcia, Slovenia și Danemarca, aflați la a doua vizită în Giurgiu, la 10 ani de la derularea proiectului european Arion, privind managementul școlar, în care au fost implicate 11 țări europene. Deși proiectul s-a încheiat de mult, dascălii din țările partenere au păstrat mereu o punte de legătură, au devenit prieteni, iar acum, grație implicațiilor personale și cu fonduri din sponsorizări, au revenit pentru un nou schimb de experiență la Giurgiu. Astăzi sunt prezenți la Giurgiu trei dintre participanții inițiali, ceilalți ne-au transmis mesaje și continuă să lucreze cu noi, din păcate n-au putut să vină. Astăzi alături de mine sunt colegii din Turcia, Taner Aslan, din Cehia, Miroslav Hons și din Danemarca, fiind Rasmussen. Am vizitat școli din Giurgiu, o să mai vizităm și astăzi. În continuare, mâine și poimâine o să mergem la Sibiu și la Sighișoara, unde o să vizităm școli cu predare în limba maghiară și în limba germană și, bineînțeles, schimburi culturale. La Giurgiu, oaspeții străini au efectuat o primă vizită la grădinița Dumbrava Minunată, unde au primit din partea preșcolarilor un program artistic plin de veselie care a îmbinat dansul popular românesc cu jocurile copilăriei și muzica timpurilor noastre. Având în vedere că Arion este singurul proiect de perfecționare a managerilor europeni în domeniul educației, profesorul Mircea Gemescu, unul dintre dascălii care a investit multă pasiune în acest proiect, își dorește ca la Giurgiu să funcționeze un centru european de strategii, cercetare și implementare a politicilor educaționale unitar la nivelul Europei. Vom propune municipalității Giurgiu împreună cu Ministerul Educației din România pentru a întocmi un proiect serios către Comisia Europeană de a realiza, de ce nu la Giurgiu, dacă vom avea suportul, un centru european de strategii, de cercetare, documentare și implementare după aceea a acestor politici educaționale, cum am spus, unitar la nivelul Europei. For me it isn't after 10 years because we cooperated with school number 7 2 years ago in one big project, Tradition Under the European Sky, and it is my third visit here. I like going here, visiting my colleagues, visiting friends, people, friendly people, and always I am looking forward to be here. I think I can see changes. I can see a lot of changes in new shops, in new and more modern buildings. But the most important thing is still the same, that you see happy children who are active and creative in the schools. That has not really changed. That's still the same pleasure you get by getting into the schools and being welcomed by the schools. It was the first month of the Romanian became the European Union membership, 2007. There was many big changes from in that 10 years, but the unchanged thing that the people are very hospitable, very good for us. Thank you for their hospitality. Ideea creării la Giurgiu a Centrului European de Strategii în Educație este susținută de toți partenerii din cele 11 țări europene, mai ales că mulți dintre ei ocupă funcții înalte în țările pe care le reprezintă, iar un lobby în acest sens ar fi mai mult decât util.